Lăuda să fie Iisus, dragi prieteni care ne urmăriți pe pagina RCIS Media, pagina de internet, Facebook, dar și YouTube. Bine, ne-am regăsit la o nouă ediție specială, o transmisiune specială realizată de echipa RCIS Media într-o zi deosebită astăzi, duminică. O zi în care ne aflăm nu oriunde, ci în parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Hălăucești, întrucât urmează astăzi o sfântă liturghie pontificală, sfântă liturghie în care vom comemora 60 de ani de la moartea martirică a părintelui Anton Bișoc, preot originar de aici, din parohia din Hălăucești. Vă salutăm așadar cu multă bucurie și vă invităm ca pe parcursul următoarelor ore, atât în cadrul acestei ediții speciale, dar și a Sfintei Liturghii, care va începe la ora 11, să fiți alături de noi și să dați mai departe această veste bună, să distribuiți faptul că, iată, pot urmări și cei de acasă această transmisiune specială. Așadar, începem ediția noastră specială cu un invitat special, un invitat care practic ne-a și invitat pe noi sau la rândul lui să venim aici să transmitem această frumoasă sărbătoare. Este vorba de părintele Damian Patrașcu, părintele provincial al Ordinului Franciscan aici în România. Lăudat să fie Iisus, bine ne reîntâlnim, iată, la microfonul RCIS Media. În vecii vecilor, bine ne-am regăsit. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Cu mare drag și ori de câte ori, iată, putem da mai departe lucruri frumoase, lucruri care se întâmplă sau, dacă e să ne referim la ceea ce vom trăi astăzi, de lucruri care s-au întâmplat. Pentru că, cu siguranță, mulți dintre noi nu știm sau știm prea puțin despre cine a fost părintele Anton Bișoc și de ce este important să ne amintim de viața lui, dar și de moartea lui martirică. Și aș începe dialogul nostru chiar de aici. De ce sărbătoarea de astăzi? Da, atunci când vorbim despre o persoană, mai ales despre părintele Anton Bișoc, despre cei care au fost înaintea noastră, acest martir al bisericii noastre locale, cred că este bine să conștientizăm că vorbim nu numai despre dânsul, dar despre mulți alții, poate despre milioane care în timpurile trecute, dar și astăzi, în multe părți ale lumii, își dau viața pentru Hristos. Părintele Anton Bișoc este fiul al acestui sat și realizăm astăzi această emisiune, celebrăm și această sfântă liturghie pontificală, tocmai pentru că Sfânta Carte ne invită să ne amintim de înaintașii noștri, de cei care și-au trăit credința pe aceste meleaguri, așa cum părintele a trăit-o. Celebrăm această sfântă liturghie pentru ca să-i mulțumim lui Dumnezeu înainte de toate, deoarece acum 60 de ani, mai exact în data de 15 iulie anul acesta, se împlinește 60 de ani de când părintele a trecut la cele veșnice, murind ca un martir în domiciliu obligatoriu în localitatea Fundata din județul Ialomița. Și după care a fost îngropat atunci, pe moment, acolo în cimitirul din acea localitate și fiind după câțiva ani adus acasă. Pentru acest motiv suntem aici, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să învățăm din pilda lui, din viața lui de credință, să învățăm și noi că este posibil să ne trăim credința în timpul și locul în care trăim. Și cred că atât mai mult în aceste zile în care și noi ne confruntăm, să spunem așa, și ne-am confruntat cu imposibilitatea de a ne trăi credința așa cum eram noi obișnuiți, nu-i așa, de a merge, de a participa la Sfintele Liturghii, mai ales în timpul stării de urgență în care și România s-a aflat și încă și acum trebuie să respectăm aceste măsuri în timpul pandemiei. Deci e important așadar să vedem astfel de modele, modele de credință, modele care, iată, merg până la extrem, până la martirie, în a ne trăi și noi, în a avea și noi acest elan, acest curaj de a ne trăi credința cu adevărat. Documentul conciliar Lumen Gentium, Lumina Popoarelor, care tratează despre sfințenia creștinilor, ne spune că nu există nicio stare de viață, nu există niciun timp, niciun loc, nicio categorie de oameni, nicio vârstă la care nu putem să ne sfințim. Părintele Anton, ca noi toți ceilalți, facem parte din această intuiție a Bisericii, intuiție care de fapt nu este a Conciliului Vatican al II-lea,
Deja Sfântul Paul spune că oricine și oriunde se poate sfinți. Părintele Anton ne arată că deși a trăit în închisoare atâția ani, deși a fost apoi trimis în domiciliu obligatoriu unde nu avea biserică, totuși a putut să trăiască în casa aceea rudimentar construită, a putut să-și trăiască credința și a făcut din acel loc, atât la Fundata, unde și-a sfârșit și zilele, cât și în închisoare a făcut tot atâtea altare peste tot. Dar nu există. Ne putem sfinți la școală, ne putem sfinți pe terenul de fotbal, ne putem sfinți la un film, ne putem sfinți oriunde, și în biserică și acolo unde fiecare își trăiește viața de zi cu zi. Așadar, acest lucru ne-l arată toți sfinții noștri, în mod particular ne referim la cei 7 episcopi greco-catolici, la sfinții noștri, la fericitul Anton Durcovici, Monseniorul Ghica, la Veronica Antal. Nu există, sunt toate scuze pe care noi le putem inventa că astăzi nu putem să ne sfințim. Tocmai astăzi este aceea zi în care noi ne putem sfinți și dacă nu începem astăzi, mâine nu se știe dacă mai există pentru noi. Și tocmai în acest sens mă gândesc, de multe ori poate îi vedem sau ne gândim la sfinți ca la oameni care au trăit de mult, care au trăit, poate au avut și anumite virtuți care, să spunem așa, i-au ajutat să ajungă la sfințenie, dar, după cum ne spuneați, sunt sfinții pe care îi avem lângă noi sau care, iată, au trăit cât de cât în timpurile noastre și cu atât mai mult persoane sfinte care au trăit, iată, în satul nostru. De ce e important să-i cunoaștem și pe aceștia sau mai mult decât pe ceilalți, să-i cunoaștem pe cei din apropierea noastră. Dacă noi avem curiozitatea și inteligența de a-i cunoaște pe înaintașii noștri, mai ales pe cei sfinți, acest lucru ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, pentru că altfel noi am fi fără rădăcini. Nu ne-am născut de la noi înșine, nu ne-am dat viața pe care o avem și nici nu vom sfârși singuri. Așadar, biserica ori de câte ori propune și spre canonizare, dar și atunci când ne amintim de cineva care a dus o viață într-adevăr sfântă, nu facem evident niciun serviciu pentru acești oameni, pentru că ei nu au nevoie de laudele noastre, nu au nevoie de recunoașterea noastră, noi avem nevoie de ei. Și în acest sens, amintindu-ne de ei, noi arătăm că într-adevăr ne prețuim trecutul, pentru că fără trecut nici prezentul și nici viitorul nostru nu are aproape niciun sens. Noi nu suntem Alfa și Omega, este Hristos, știm bine, începutul și sfârșitul și prezentul acestei lumi. Tocmai de aceea este urgent ca să redescoperim în fiecare zi și să privim nu numai la cei care au trăit puțin înaintea noastră sau cu câțiva ani mai înainte, așa cum a trăit Părintele Anton, la mulți alți sfinți care au trăit în secolele trecute, dar sunt persoane pe care noi i-am cunoscut. Mă refer, de exemplu, la Sfântul Ioan Paul al II-lea, pe care, venind în țara noastră, mulți au avut ocazia chiar să îi strângă și mâna, să-l privească în ochi. Eu însumi am avut această posibilitate de mai multe ori. Și am întâlnit și întâlnesc în viața de fiecare zi, acolo unde misiunea mea mă trimite, întâlnesc tineri, întâlnesc copii, întâlnesc mame și tați, bunici, care prin viața lor, prin cuvintele pe care mi le spun, îmi arată că sunt sfinți, că trăiesc într-adevăr o viață de credință și după noi. Sigur, vor exista sfinți. Important este ca noi să nu rupem acest lanț al sfințeniei, pentru că Sfântul Paul ne spune, biserica este ca un trup și fiecare mădular, fiecare membru al bisericii trebuie să tindă spre această sfințenie, deoarece sfințenia nu este un lux, ci este o necesitate, spune Maica Tereza de Calcuta. Cu alte cuvinte, este responsabilitatea noastră a tuturor să învățăm despre sfinți și să încercăm zi de zi să le urmăm exemplul, pentru că ne spuneați că biserica ne propune aceste modele de sfințenie prin cauzele, nu-i așa, de beatificare, de canonizare, dar nu este suficient dacă nu ne facem
și noi partea. Evident, pentru că altfel ne-am lăuda cu moștenirea trecută și mi-amintesc acum câteva zile Papa Francisc a citat nume, nu știu exact pe cine, invitându-ne să, spunându-ne că noi creștinii nu suntem chemați ca să adorăm cenușa trecutului, dar să aprindem focul prezentului, trebuie să și aceea cenușă, să o suflăm tot timpul cu viața noastră de credință, să punem, să dăm viață vieților și morților acestor persoane. Este important nu numai în religia creștină, dar în toate celelalte religii știm că toți își cinstesc eroii în felul lor. Noi ne cinstim eroii pe care îi numim sfinți sau fericiți sau venerabili și prin aceasta arătăm într-adevăr că religia creștină și în timpurile noastre, ca și în timpurile trecute, este valabil. Mi-amintesc de Sfântul Ioan al 23-lea, Papa Ioan al 23-lea, care, vorbind despre unii oameni care consideră că Biblia este veche, este depășită, noi trebuie să ne luăm după alte Biblie, între ghilimele, spunea că de multe ori noi suntem mai vechi, mai bătrâni decât Biblia și, într-adevăr, uneori chiar așa ne comportăm. Arătăm că suntem, facem parte sau trăim chiar înainte de Vechiul Testament. Părintele Anton Bișoc a fost preot, profesor, dar a fost și provincial și, bineînțeles, martir, după cum spuneam și mai devreme. Îl aveți ca exemplu? Îl am nu numai pe el, în momentul în care am fost aleși, apoi descoperindu-l la Roma, pe Părintele Bișoc, viața lui sfântă, viața lui de martir, nu numai pe părintele, dar și pe mulți alții. Mi-amintesc de părintele Gheorghe Pătrașcu, care a fost ministru provincial din 69 până în 90. Mi-amintesc de un alt provincial mare, sperăm să începem și cauza de canonizare, părintele Iosif Petru Maria Pal, îngropat la Luizi Călugăra. Și acesta, un om extraordinar de mare, un om sfânt, prieten cu Sfântul Maximilian Kolbe, care a construit biserica din Luizi, care a început, a înființat Armata Maicii Domnului în România, care a început acele așa numite vecernici, care și astăzi sunt extinse în toate bisericile din țară. Am multe exemple și sper ca măcar un pic să devin și eu ca ei, dar am un spate bun, aș putea spune că nu mă tem de misiunea pe care am primit-o, deoarece am o siguranță că mijlocesc pentru mine și chiar invoc în fiecare zi ca să mă ajute să fiu și eu la înălțimea chemării mele. Ca părinte provincial și încă postulator general, pentru că nu s-a încheiat cu totul această misiune a dumneavoastră, v-ați propus, de ce nu, printre lucrurile pe care cu siguranță veți dori să le faceți și a promova, iată, mai mult aceste modele de sfințenie sau această parte a sfințeniei ocupă un loc special în toată programa, să spunem așa, pe care v-ați propus-o? Da, pentru că noi în proiectul quadrienal pe care pe următorii 4 ani pe care l-am stabilit la capitolul nostru provincial, am decis ca în acest timp următor să insistăm foarte mult pe o adâncire și o conștientizare mai puternică a identității noastre de frați. Cum am putea mai bine să conștientizăm acest lucru dacă nu mergând și la trecutul nostru de acum de 125 de ani, pentru că anul acesta sărbătorim și acest jubileu, mergând la trecutul nostru să vedem cum au trăit acești frați ai noștri aici în țara noastră și nu numai, și în misiuni, să vedem cum au reușit ei să trăiască Evanghelia, să întrupeze cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, să aibă o identitate clară și astfel la fel să facem și noi, să avem curajul de a accepta harul lui Dumnezeu și de a trăi acolo unde suntem, să fim frați franciscani, cum specific aș spune aici în România.
Așa vă dorim și, bineînțeles, să vă însoțim cu rugăciunea noastră. Vă mulțumim încă o dată pentru invitația de a fi aici și vă dorim o sărbătoare binecuvântată în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim, iată, a fost alături de noi părintele Damian Patrașcu, părinte provincial. Mergem puțin mai departe și trecem la următorul invitat de astăzi, celor care au deschis, să spunem, mai târziu laptopurile sau televizoarele și ne urmăresc în această ediție specială. Vă reamintim că suntem la Hălăucești, în frumoasa parohie dedicată nașterii Sfintei Fecioare Maria, așa cum vedem și în spatele nostru. Ne-am ales acest cadru frumos cu grota din această biserică, din curtea acestei biserici, întrucât o cinstim pe Sfânta Fecioară Maria și ne dorim ca, iată, și noi prin această transmisiune specială să învățăm sau să ne reamintim puțin mai mult despre sfințenie. Ne aflăm așadar la Hălăucești și nu puteam să nu-l avem alături de noi și pe parohul acestei comunități, dar înainte de a-l saluta, de a ne saluta gazda, îmi doresc să-i spun bun venit și părintelui Adrian Vlăjuță, care iată ni s-a alăturat în această ediție specială, în această transmisiune specială. Lăudat să fie Iisus, bun venit, părinte Adrian! În vecii vecilor, mă bucur să fiu aici, sigur, pentru credincioșii, pentru dragii noștri prieteni care ne urmăresc de acasă. Am avut Sfânta Liturghie de la Iași, transmisă la Radio Iași, și am venit împreună să trăim sărbătoarea de la Hălăucești, pentru că vrem să privim la exemplul sfinților noștri, pentru că biserica e așa frumoasă cu exemplele pe care ni le dau sfinții astăzi, un exemplu de sfânt, o moarte martirică, putem să spunem, părintele Anton Bișoc. Bine vă găsim acasă, părinte, acasă de câteva zile, putem să spunem, dacă nu spunem săptămâni, cu gazda, părintele paroh. Îi spunem bun venit părintelui Daniel Luca și lăuda să fie Iisus, pace și bine! În vecii vecilor, pace și bine! Mă bucur să vă salut pe toți și să vă spun, ca și gazdă a comunității din Hălăucești, bine ați venit la noi! Cu mare drag și mulțumim pentru invitația de a fi aici prezenți împreună cu dumneavoastră și cu întreaga comunitate. Câteva lucruri despre această comunitate, despre care învățați și dumneavoastră, pentru că, după cum spunea părintele Adrian, ați primit de curând numirea ca paroh în această comunitate, pentru cei de acasă și pentru cei care poate încă nu au poposit aici la Hălăucești niciodată. Da, adevărat, duminica trecută am celebrat prima Sfântă Liturghie și instalat ca și nou păstor al acestei comunități. Trebuie să învăț în timp și voi avea timp, sper, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar câte ceva pot să vă spun despre comunitatea și parohia din Hălăucești. Această comunitate, poate după cum cunoașteți și știți, este o comunitate destul de mare, cu peste 1000 de familii, 2675 de credincioși, comunitate care datează înainte de anul 1777, iar această frumoasă biserică a fost construită și sfințită în anul 1940. În această comunitate am putut observa, chiar dacă de puțin timp, toate grupurile care sunt în jurul bisericii, iată, împreună cu cei care au păstorit înaintea mea și colaborând în continuare cu mine și cu cei care suntem actualmente în comunitate, grupul de copii, de adolescenți, de tineri, apoi grupul de familii, organizațiile care sunt Armata Maicii Domnului, terțiarii franciscani și toate celelalte care ușor, ușor, iată, ne vom cunoaște și voim ca să dăm viață acestei comunități.
o parohie vie, am putut și noi urmări, nu-i așa, Părinte Adrian, încă de la finalul Sfintei Liturghii din această dimineață de la ora 9, pentru că, practic, ediția noastră specială a început cam când se încheia Sfânta Liturghie, care a și deschis anul școlar și am văzut pe toți copiii și pe toți adolescenții, așadar, de viață nu duce lipsă această parohie și ne bucurăm că putem și noi să simțim, să luăm pulsul acestei comunități. De ce o sărbătoare sau cum trăiți această sărbătoare de astăzi? Da, o comunitate vie și într-adevăr o sărbătoare care ne deschide nouă tuturor prin Sfânta Liturghie de la 9 an școlar, pentru că aici în comunitate, iată, avem un liceu și din cele discutate cu domnișoara director, câteva sute, dacă nu mai bine de 600 de copii, adolescenți, tineri, liceeni, ca să spunem așa, care învață aici în Hălăucești. Iar sărbătoarea pe care așteptăm să o celebrăm împreună cu Preasfințitul Petru Gherghel este o sărbătoare amintindu-ne, probabil așa cum s-a mai și spus înainte, de un fiu al satului, dacă putem spune așa, de părintele Anton Bișoc, în amintirea 60 de ani de la moartea sa. Mă gândesc că întreaga comunitate se bucură că are în mijlocul ei un exemplu și un model pentru toți credincioșii din Hălăucești. Într-un mod special, Părinte Daniel, ce ne transmite Părintele Anton astăzi, în anul 2020, în această perioadă dificilă pe care o trăim și noi? E adevărat, nu așa cum a trăit el, știm că a avut 10 ani de închisoare și apoi în domiciliu forțat, o perioadă dificilă în care a fost chinuit, putem să spunem, de alte, să zicem, forțe malefice, dar ce ne transmite el astăzi nouă? Da, cred că ne transmite mai multe. Ne transmite înainte de toate ca părinte, ca preot, ca să avem credință în Dumnezeu, să avem încredere, pentru că în acest timp, într-adevăr, mai deosebit, putem să-l depășim cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi, ca profesor, le transmite tuturor, iată, copiilor, tinerilor, pentru care am celebrat Sfânta Liturghie de deschiderea anului școlar, să fie ascultători, să învețe bine la școală și să fie cu adevărat silitori, pentru ca acest an să-l poată trăi cât mai bine și, de ce nu, cu rezultate cât mai bune. Apoi, ca provincial, cred că ne transmite nouă tuturor fraților de aici, din comunitate, să fim și noi, așa, atât cât putem, exemple pentru cei pe care îi păstorim, iar ca martir să depășim acest timp cu bine. Și cu siguranță cred eu că se roagă pentru noi și mijlocește pentru noi în acest timp deosebit. Vă mulțumim, Părinte, pentru aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit și ne dorim să avem o sărbătoare frumoasă. Mulțumim pentru găzduirea pe care ne oferiți în aceste, ne-ați oferit și ieri, dar și astăzi, și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca exemplul Părintelui Anton să fie pentru fiecare un exemplu și să putem cu adevărat să reușim să mergem înainte, orice s-ar întâmpla și cât de greu ne-ar fi. Mulțumim. Mulțumesc, Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți și să avem o sărbătoare cât mai frumoasă. Mulțumim, iată, a fost alături de noi Părintele Daniel Lucaci, parohul comunității de aici, din Hălăucești. Sfânta Liturghie de astăzi va avea și un moment special, este vorba de lansarea unei cărți, cartea Părintele Anton Benedict Bișoc, preot, profesor, provincial și martir. Și tocmai pentru a introduce următorul invitat, aș dori să urmărim în continuare câteva imagini cu Părintele Anton Bișoc și îl rog pe colegul nostru Edi Lucaci din regie să ne arate aceste imagini, să vedem dacă le găsim. Thank you.
Așadar, mulțumim pentru aceste imagini cu părintele Anton Bișoc, cumva exemplul de credință, de trăirea credinței și de martiriu pentru care suntem și noi astăzi aici. Spuneam că pe lângă Sfânta Liturghie de astăzi, în care comemorăm 60 de ani de la moartea sa martirică, va fi lansată și o carte dedicată părintelui Anton Benedict Bișoc, o carte scrisă de părintele Fabian Doboș, pe care ne bucurăm să-l avem alături de noi. Este și directorul Departamentului de Istorie al Diecezei de Iași. Lăuda să fie Iisus, bun venit! Și vecilor, amin, vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și pornim chiar de la acest gând. De ce e bine să ne cunoaștem aceste exemple de credință, de martiriu, bineînțeles și prin astfel de cărți? Aș spune mai ales prin astfel de cărți și lucrări, pentru că din nefericire se poate observa la societatea de astăzi o crasă ignoranță vis-a-vis de exemplul părinților, bunicilor, păstorilor noștri care până în 1989 au avut de suferit datorită, aș spune eu, credinței. Datorită pentru că, într-adevăr, acum, după 30 de ani de la marele evenimente din 89, ne dăm seama că a noastră credință se naște din sângele lor, așa cum spune un dicton din antichitate: sângele martirilor este sămânța creștinilor. De aceea avem nevoie de exemplul lor pentru a ne întări în credință, pentru că, vorba Sfântului Augustin, dacă alții au putut, de ce n-am putea noi să ne trăim credința măcar 0,1% cât au făcut ei? Desigur, astăzi nimeni nu ne mai taie capul, nimeni nu ne mai închide la sighet, dar vedem cu toții, există un alt tip de persecuție și poate mult mai dură decât cea a regimului comunist. Tocmai de aceea, pentru a trece cu bine prin aceste încercări, avem nevoilor noștri. Ați scris această carte, ați studiat atâtea arhive, ați fost mult timp cu părintele Anton Bișoc și scriind această carte, cu siguranță ați descoperit multe din viața părintelui. Noi, cei care vom lua această carte, o vom răsfoi, o vom citi și ca să ne faceți cu adevărat, să-i facem și pe prietenii noștri care ne urmăresc în acest moment să ia această carte și să o citească, nu doar să o răsfoiască. Un gând care vă vine, un moment care, eu știu, v-a rămas la inimă din viața părintelui Anton și care poate fi spus și prezentat ca exemplu. Este dificil să rezumi întreaga viață și opera acestui martir într-un cuvânt sau într-un gând, pentru că, vedeți, cartea are drept subtitlu 4 cuvinte mari și late: preot, profesor, provincial și martir. Dacă ar fi să aduc toate aceste cuvinte la un numitor comun, aș spune Sfânta Scriptură, pentru că toată viața și opera sa s-a bazat pe Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, de altfel tradus în limba română în întregime. Este și în carte menționat faptul că nu a reușit să publice decât Noul Testament în 1935. Menționez aici că l-a avut drept corector pe însuși episcopul de Iași, Mihai Robu, care la un moment dat îi scria părintelui Bișoc: mai ai puțin tică răbdare, pentru că am numit câțiva cenzori care să-ți corecteze traducerea pentru a putea fi publicată, dar prefer să fac eu acest lucru. Deci iată câtă importanță a dat cuvântului lui Dumnezeu părintele Bișoc Anton. Dar importanța este practic motivul care l-a făcut pe primul episcop indigen să nu lase traducerea aceasta și mai ales corectura ei pe mâna altcuiva. El însuși, păstor al acestei dieceze, a ținut să corecteze traducerea părintelui Anton Bișoc. De aceea spun, numitorul comun, aș spune eu, este Sfânta Scriptură. Și din viața părintelui Anton putem să descoperim că tocmai ceea ce l-a dus spre închisoare a fost acel răspuns în fața anchetatorilor, tocmai din Sfânta Scriptură. O întrebare din Sfânta Scriptură, nu? Dacă
ai fi să alege, nu? Vorbind despre acea expresie, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, dacă ar fi să alege, dacă cezarul îți spune să faci ceva, ce ai răspunde? Iar Părintele Anton a răspuns că dacă îmi cere ceva care este împotriva lui Dumnezeu, nu aș pune în aplicare. Exact, este răspunsul tuturor martirilor din toate timpurile acestea. Am observat totodată în viața Părintelui o asemănare foarte mare între viața lui și a episcopului Anton Durcoviș. De altfel, s-a născut același an, aceeași perioadă, au fost închiși în același an și totodată el, Părintele Anton, vreau să scot în evidență că a fost și 2 ani de zile director al revistei Viața. Deci o preocupare din aceasta mass media și pentru noi este important să scoatem în evidență între 33 și 35 a fost directorul revistei Viața, iată și prin mijloacele de comunicare a încercat să transmită cuvântul lui Dumnezeu și alături de revista Lumina Creștinului, aceste reviste au fost foarte importante pentru trăirea vieții de credințe. Părinte Fabian, dacă ne gândim la exemplul Părintelui Anton, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce ne transmite el pentru noi, pentru cei de astăzi. Exemplul său e actual și pentru noi, când nu mai trăim în timpul comunismului? Mai mult decât actual, și aș vrea să specific faptul că lucrarea, această broșurică, are o geneză aparte. Eu fiind de loc din Săboani, unde el a păstorit circa 30 de ani comunitatea catolică din satul, din parohia Săboani, n-am făcut altceva decât mi-am împlinit o datorie de onoare. De fapt, geneza cărții este acum aproape 20 de ani, când fiind vicar la Episcopia din Iași și cunoscând mai bine arhivele din Episcopie, mi-am propus atunci să scriu ceva despre el și pentru faptul că de mic copil am auzit, vorbindu-se în sat de el, inclusiv tatăl meu mi-a povestit cum reușea să înduplece și cele mai împietrite inimi. Veneau milițienii de atunci, securiștii pe rămânește, la Sfânta Liturghie și când îl auzeau predicând, scoteau pălăria și chiar îngenuncheau unii dintre ei. Multe ne transmite Părintele Anton Bișoc, dar vreau să cred că principalul motiv pentru care trebuie să-l cunoaștem mai bine este fidelitatea sa față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de Biserica Catolică. Spuneați mai înainte că a fost contemporan și a împărtășit acea soartă cu episcopul Anton Durcoviș, ba chiar au fost prieteni. De fapt, Anton Bișoc a fost prieten cu toți episcopii de Iași și foarte apropiat consilier. Practic în aceeași lună cu Anton Durcoviș a fost arestat pentru că securiștii au inventat o telegramă prin care Anton Durcoviș l-ar fi așteptat pe Anton Bișoc la Iași și l-au arestat practic în tren. La începutul lunii iunie, știm cu toții că după aceea, pe 26 iunie, Anton Durcoviș, episcopul de Iași, a fost și el arestat. De aceea, un alt punct important din viața lui Anton Durcoviș, lui Bișoc Anton, pardon, este această legătură cu episcopul Anton Durcoviș, cu oricare dintre episcopii săi, de fapt. Și, practic, au împărțit acea soartă pentru că au avut aceeași credință. Iar Bișoc Anton, dincolo de prietenia sa cu episcopul, a încercat, nu trebuie să uităm acest lucru și este menționat în această lucrare, a încercat să mențină trează în inima franciscanilor ideea de convent. De altfel, în mai 1949, provincialul Anton Bișoc a reușit să obțină de la Sfântul Scaun un indult, o dispensă, am spune noi, prin care preoții francescani, pentru a-și continua slujirea, să fie sub ascultarea conducătorului diecezei de Iași, pentru că știm cu toții francescanii au avut foarte mult de suferit în perioada grea a regimului comunist și iată că episcopul de atunci, Anton Durcoviș, i-a primit cu drag pe franciscanii conduși de Anton Bișoc în parohiile diecezei de Iași. Și au continuat așa până în 1989, cei care au scăpat de pușcărie, ca să spunem adevărul, prea puțin, iar cei care au ieșit din pușcărie în 1964 cu grațierea oficială, au continuat să slujească drept preoți
fără frânghiuță, cum îi spuneau oamenii pe atunci, acelui cordon, adică fără haină de franciscan, dar ei și-au făcut datoria în continuare de preoți. O viață deosebită așadar, sperăm că îi facem curioși pe cei care ne urmăresc să răsfoiască paginile acestei cărți care ne vorbesc, iată, despre o viață de credință. Ce găsim în această carte? Ce mai găsim în această carte? Înainte de toate, o scurtă biografie a acestui martir. Scurtă pentru că nu am vrut să pun accent pe viața sa obișnuită, pământească, ci mai degrabă miezul cărții este format din activitatea sa, din slujirea sa, ca preot și profesor. Chiar ca teolog, la un moment dat, în al patrulea capitol, vorbesc despre teologul Anton Benedict Bishop. De ce teolog? Pentru că el a studiat în Cetatea Eternă, a obținut doctoratul în teologie, ba chiar a predat în Roma, la Facultatea Sfântul Bonaventura, Facultatea Franciscanilor. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un om complet. Același om care a predat la Roma în Cetatea Eternă în 1949, cu puțin înainte de a fi fost arestat, mergea la câmp cu seminariștii, cu preoții din parohie, pentru a le arăta comuniștilor că pământul este al parohiei. De ce? Comuniștii spuneau, pământul este al acelora care lucrează. Bine, mergi și eu la câmp, se trezea dimineața la ora 5, făcea Sfânta Liturghie și apoi împreună cu ceilalți frați mergeau cu toții la câmp pentru a prăși, de exemplu. Așadar, de la Catedra Marilor Universități din Roma, la ogoarele de prășit din satul unde era paroh. De aceea se împletește bine această activitate de agricultor cu activitatea de teolog, de traducător, de, spunea părintele Adrian, redactor, conducător de tipografie și așa mai departe. A fost inima noviciatului franciscan din Săboan, dar și inima tipografiei de la Săboan. Totul însă, cel puțin pe atunci, părea că s-a năruit când au venit comuniștii la putere, dar iată, acum, la 60 de ani de la moartea sa, această cărțulie îl readuce înaintea ochilor noștri, de exemplu, de preot, de franciscan, de slujitor al poporului lui Dumnezeu, dar mai ales de martir, pentru că noi nu cunoaștem prea multe și, într-adevăr, această cărțulie vrea să fie un început, dar în dosarele de la CNSAS, dosarele securității, se găsesc mii și mii de mărturii care dau dovadă despre faptul că el niciodată n-a cârtit. La un moment dat, părintele Anton Dămoc, pe care eu personal am avut ocazia să-l cunosc, cred, prin 2001, când am coordonat cartea cu Săboaniu, era la Târgu Trotuș și mi-a povestit despre el. De atunci s-a născut în mine, în inima mea, ideea de a scrie ceva despre părintele provincial Anton Bishop. Și Anton Dămoc, deloc și el din Săboan, a stat în domiciliu obligatoriu cu Anton Bishop. L-a cunoscut foarte, foarte, foarte bine. Iar el, Anton Dămoc, povestește la un moment dat, într-una din mărturii, că erau împreună la anchetă și la un moment dat un securist l-a lovit pe el, pe Anton Dămoc, peste un obraz și mărturisește părintele Anton Dămoc, m-am tras un pas înapoi. Imediat după aceea l-a lovit pe provincialul meu, pe Anton Bishop, iar el, Bishop, a întors exact ca în Evanghelie și obrazul celălalt. Asta este marea diferență între un martir și un om simplu. Sunt așa de frumoase mărturiile, cu siguranță direct proporționale cu suferința pe care au trăit-o acești oameni. Vorbim de istorie, ca să facem cumva, poate pentru privitorii noștri, să le vorbim un pic. De ce este importantă tocmai această istorie, această carte, aceste mărturii? Fac parte din istorie. Mai sunt preocupați astăzi tinerii, oamenii de istorie? Bună întrebare și răspunsul este evident, nu. Lumea de astăzi nu mai este preocupată de istorie, dar lumea de astăzi uită că o societate fără istorie este ca o plantă fără rădăcini. Este destinată pierzaniei. Așa este și creștinismul la noi în Moldova. Dacă noi uităm de rădăcinile noastre, atunci, mai întâi sau mai după aceea, noi ne vom veșteji sub soarele, între ghilimele, acestei lumi care știe de toate
mai puțin de mărturie și de a cunoaște propria istorie. Un popor, să știe asta, fără istorie, este destinat pieirii. Așadar, sperăm ca și prin această ediție specială a noastră să retrezim acest interes care ușor-ușor se pierde pentru istorie, pentru martirii noștri, pentru ceea ce ne face și pe noi să ne trăim credința astăzi, pentru că despre asta cred că este vorba. Un gând așadar pentru cei de acasă, un gând și pentru cei care sperăm să achiziționeze această carte, să o răsfoiască, cum să o citească și la ce să se aștepte. Un gând final este de fapt o invitație să vă rugați ca prin mijlocirea Părintelui Provincial și martir Anton Benedict Bișoc, Dumnezeu să facă minuni în viața dumneavoastră. Inclusiv eu ieri, după ce am vorbit cu Preasfințitul Petru la telefon, l-am rugat ca Preasfințitul să fie bine cu sănătatea și în această clipă a intrat în curtea parohiei, deci un miracol deja l-avem. Mulțumim, Părinte Fabian, pentru munca pe care ați făcut-o, pentru a reda celor care vor citi, se vor bucura de această carte, aceste mărturii frumoase. Mulțumim pentru aceste clipe pe care ne le-ați oferit. Vă dorim succes în munca de scormonire în această arhivă a Episcopiei, dar și în toate aceste locuri unde putem să descoperim exemple de viață care să fie și pentru noi exemple pe care să le urmăm. Noi, peste câteva momente, vom privi, vom urmări Sfânta Liturghie Pontificală, așa cum spunea și Părintele Fabian, Preasfințitul Petru Gherghel, Episcop Emerit, deja a ajuns aici la parohie, ne pregătim pentru această Sfântă Liturghie, mai sunt câteva minute și îi invităm pe toți cei care ne privesc, pentru că avem nevoie de ajutorul vostru, dragi prieteni. Vă rugăm să distribuiți această transmisiune pentru ca să ajungă la cât mai multe persoane. Puteți și dumneavoastră să deveniți la rândul vostru niște misionari, niște colegi ai noștri în mass media pentru a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a răspândi lucrurile frumoase, pentru a răspândi emisiunile frumoase, ediții speciale, așa cum este și aceasta pe care o urmăriți în acest moment și, bineînțeles, Sfânta Liturghie și rugăciunile. Așa este, ne pregătim de Sfânta Liturghie aici, deja în Biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria de aici, din Hălăucești, a început rugăciunea Sfântului Rozariu, care precede, ca de obicei, Sfânta Liturghie. O Sfântă Liturghie, spuneam, care va fi celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel, Episcop Emerit. Avem și imagini deja din această frumoasă biserică despre care ne-a vorbit chiar și Părintele Paroh, Părintele Daniel Lucaci. Pentru cei care ne urmăresc sau au deschis mai târziu, iată, televizoarele sau laptopurile, le spunem că ne aflăm la Hălăucești, în comunitatea Nașterea Sfintei Fecioare Maria, aici unde va avea loc Sfânta Liturghie și lansarea unei cărți dedicate Părintelui Anton Bișoc, preot originar de aici, din Hălăucești, de la cărui moarte se împlinesc anul acesta 60 de ani, o moarte martirică, spuneam, Părinte Adrian, martirii, cei care ne învață cum să ne trăim credința, ne învață că se poate și cred, după cum spunea și Părintele Damian Patrașcu, nu toți suntem chemați sau poate nu toți vom suferi o moarte martirică, dar există chiar și astăzi, chiar și în zilele noastre, există diferite moduri în care, sau persecuții, nu-i așa, în care ne pun piedici în a ne trăi credința și cred astfel de momente de sărbătoare ne ajută să avem încredere, să mai mergem un compas înainte, să mergem mai departe, efectiv. E adevărat, Alexandra, acești oameni ne impresionează. Ne impresionează pentru că sunt frumoși cu adevărat, pentru că au descoperit că Dumnezeu este mereu alături și dacă vom asculta și Evanghelia de astăzi cu acea parabolă a viticultorilor chemați de stăpânul, nu? Ca să, sau mai bine zis, lucrătorii în vie, chemați la diferite ore ale zilei să lucreze în via acestui stăpân și au primit o răsplată mare cu toții. Și noi avem atâtea ceasuri ale vieții, atâtea ceasuri ale zilei în care putem să-L întâlnim pe Dumnezeu și această întâlnire să ne umple viața și să putem să dăm mărturie. Să dăm mărturie despre credința noastră, despre încrederea noastră în Dumnezeu și să îi ajutăm și pe ceilalți să depășească aceste momente.
asta ne învață, cred eu, și exemplul Sfinților, asta ne învață și Părintele Anton Bișoc astăzi, la 60 de ani de la comemorarea trecerii la cele veșnice, ca martir, am putea să spunem, și cine știe, vom vedea pe viitor dacă va fi și un proces. Sperăm și ne rugăm pentru asta. Și al canonizării. Dar priveam, citeam un articol despre Părintele și am descoperit acolo că printre ultimele cuvinte pe care le-a rostit Părintele Anton Bișoc erau acestea și m-au impresionat. Le citez. Spun la toți: veșnicia e un lucru așa de important că nu trebuie pierdut din ochi niciun moment din viață. Eu plec la cer unde vă aștept și pe voi. Asta fac sfinții. Ei sunt deja în ceruri și ne așteaptă și pe noi. Privind la exemplul acestor oameni, la modul în care au știut să își trăiască viața, au știut să pună în viață cuvântul lui Dumnezeu, și Părintele Anton a fost un biblist, iată, desăvârșit, putem să spunem, aceasta poate să ne ajute. E o invitație pe care o facem și noi, prietenilor noștri, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să participăm la rugăciune, să ne molipsim de sfințenie și să putem să fim și noi, la rândul nostru, oameni frumoși și, cine știe, poate chiar și sfinți. Sigur că da, aceasta este vocația noastră, vocația de a fi sfinți, și ne bucurăm că avem atât de multe mărturii despre acești oameni. Chiar în articolul de promovare al acestui eveniment se spune despre, sau sunt citate cuvintele monseniorului Ioan Duma, care practic auzind de moartea acestui vrednic frate franciscan, în scrisoarea trimisă ministrului general al ordinului, scria următoarele: noi suntem bine, dar foarte îndurerați din cauză că l-am pierdut pe cel mai doct și sfânt preot din România, pe prea iubitul nostru confrate, pe prea cucernicul părinte Anton Bișoc, fost profesor emerit de teologie morală la Roma, fost ministru provincial al provinciei din Moldova, mort la Fundata în ziua de 15 iulie 1960, în adevărată faimă de sfințenie. Iubitul nostru părinte a fost o perfectă imagine a Sfântului Francisc, așa cum Seraficul Patriarh a fost o perfectă imagine a lui Iisus cel răstignit. Cu siguranță astfel de mărturii vom citi și în cartea despre care am auzit mai devreme și despre care vom auzi și la finalul Sfintei Liturghii de astăzi, pentru că pe lângă Sfânta Liturghie, spuneam, este și lansarea cărții despre care am vorbit mai devreme. Acum privesc și văd cum soarele mă mângâie pur și simplu pe față. Așteptăm peste câteva momente să înceapă procesiunea Sfintei Liturghii, celebrate, pontificate de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit în această frumoasă comunitate, în această biserică din Hălăucești, nașterea Sfintei Fecioare Maria. Și avem și imagini din biserică, din exterior, le oferim prietenilor noștri. Colegul nostru Edi Lucaci cu siguranță este cel care vă oferă aceste imagini. E un loc frumos, plin de verdeață, un loc în care cu adevărat se simte sărbătoarea. E un loc în care poți să-ți dai un pic de timp pentru suflet și pentru să te gândești un pic la Dumnezeu și la astfel de exemple frumoase. Și îi invităm pe toți cei care ne urmăresc în aceste momente să distribuie această transmisiune. De ce insistăm? Pentru că putem să facem ca aceste clipe frumoase pe care le trăim împreună să ajungă la cât mai multe persoane și, cine știe, să rămână mereu alături de noi și să se îmbogățească cu transmisiunile Ercis Media, această echipă pe care, iată, o aveți împreună cu dumneavoastră. Vedem așadar, așteptăm imagini de la Hălăucești. Le vedem, ne bucurăm și mulțumim pentru aceste imagini colegului nostru Edi, imagini pe care le-am surprins încă de ieri, de când am venit, și în timp ce spuneați că este un loc atât de deosebit, vroiam să vă completez, într-adevăr, încă de ieri am simțit acest lucru, de când am venit și practic ne-am amenajat aici acest studio, și ne bucurăm că, iată, la fiecare transmisiune specială reușim să găsim un loc care să vorbească pentru noi, care să completeze acest
acest cadru pe care noi dorim să vi-l oferim, pentru că nu doar cuvintele sunt importante, dar și locul de unde vorbim și, bineînțeles, invitații pe care îi avem și ceea ce noi dorim să dăm mai departe, așa cum vă invităm și pe dumneavoastră să distribuiți pentru a face ca munca noastră să fie cu adevărat cu folos și cu rod, să dea sens, iată, ceea ce facem noi aici. Priveam venind spre Hălăucești, cum deja oamenii, nu doar acum 10 minute, un sfert de oră sau înainte de începerea Sfântului Rozariu, dar ei se apropiau, veneau spre biserică. E frumos să vezi pe drumurile comunităților noastre în zi de duminică cum credincioșii, cum oamenii mai mari, mai mici, poate chiar duși de mânuță, cei copii, să meargă spre biserică, pentru că este casa Domnului, locul de întâlnire cu Dumnezeu și locul nostru de întâlnire ca o frumoasă comunitate de creștini. Și acest lucru încercăm să-l facem și noi, bineînțeles și aici la Hălăucești, dar transmitem această celebrare și în casele dumneavoastră. Suntem împreună din Hălăucești în transmisiune directă. Peste câteva minute va începe Sfânta Liturghie celebrată, pontificată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit. Și ne bucurăm că vom avea aceste imagini încă de la începutul Sfintei Liturghii, chiar cu procesiunea care va porni din casa parohială și în mod solemn și oficial se va îndrepta spre biserică, în această biserică frumoasă în care va fi celebrată Sfânta Liturghie. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi în continuare la Sfânta Liturghie, care va începe la ora 11, așadar încă aproximativ 4 minute până la această celebrare și bineînțeles, chiar și la finalul acestei Sfinte Liturghii, pentru că ne dorim să facem o încheiere frumoasă împreună, astfel încât să culegem roadele acestei transmisiuni și acestei celebrări la care suntem parte noi, cei de aici, dar în comuniune cu dumneavoastră, cu toți cei de acasă care ne urmăresc din casele dumneavoastră, care ne urmăresc, iată, de unde se află fiecare și sperăm ca împreună să trăim această frumoasă sărbătoare în ziua Domnului, duminică astăzi, împreună cu cei de la Hălăucești. Sub privirile ocrotitoare ale Maicii Domnului avem aici această grotă, ne amintește de Lourdes, eu sunt neprihănită a zămislire, acest text frumos, dar avem și în biserică, tocmai Sfânta Fecioară Maria ne invită, ne îmbrățișează pe fiecare dintre noi și vrea să ne ducă la Iisus, pentru că asta face Sfânta Fecioară Maria prin toate celebrările, prin toate rugăciunile pe care le îndreptăm și spre ea. Ea ne duce spre Iisus, spre Fiul ei și încercăm și noi de aici, de la Hălăucești, să privim la exemplul, bineînțeles, al tuturor Sfinților, a Sfintei Fecioare Maria, dar și spre exemplul părintelui Anton Bișoc, tocmai la 60 de ani de la trecerea lui la cele veșnice, cu o viață de martir. Ne pregătim pentru Sfânta Liturghie, deja se pregătește procesiunea preoților de la casa parohială și împreună rămânem în rugăciune. Așa este, dăm legătura la biserică, vă invităm să fiți în comuniune de rugăciune la această Sfântă Liturghie și revenim, bineînțeles, la finalul celebrării. Iată, dragi prieteni, suntem la finalul unei transmisiuni speciale de la o sărbătoare specială și dintr-o comunitate deosebită care ne-a primit astăzi. Este vorba de comunitatea din Hălăucești. Ne bucurăm că am putut fi în comuniune la această Sfântă Liturghie Pontificală, o Sfântă Liturghie celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, cu ocazia comemorării a 60 de ani de la moartea martirică a părintelui Anton Bișoc, preot originar de aici, de la Hălăucești. O sărbătoare frumoasă, spuneam, o sărbătoare a întregii comunități la care am luat și noi parte și ne-am unit împreună, iată, la această frumoasă sărbătoare care s-a încheiat și cu lansarea unei cărți, o carte despre viața părintelui Anton Bișoc, o carte scrisă de părintele profesor dr. Fabian Doboș și prezentată, după cum am ascultat mai devreme,
de către Părintele Ștefan Lupu, directorul editurii Sapientia de la Iași. Ne bucurăm că am putut asculta și o mărturie din partea comunității pe care a rostit-o domnul profesor Mihai Bișoc în numele întregii comunități și, bineînțeles, cuvintele de final atât din partea Părintelui Provincial Damian Gheorghe Pătrașcu, cât și din partea Preasfințitului Petru Gherghel, episcopul emerit, Preasfințitul care a și celebrat Sfânta Liturghie. Ne bucurăm că am fost împreună așadar atât la ediția specială dinainte și cu această ocazie îmi doresc să le mulțumesc încă o dată tuturor invitaților noștri care au colorat această transmisiune specială, dar și dumneavoastră, celor de acasă, celor care ne-ați fost însoțitori de drum în această transmisiune deosebită de aici, de la Hălăucești. Spuneam o sărbătoare la care am luat și noi parte, o sărbătoare frumoasă, o sfântă liturghie deosebită, care, iată, ne-a vorbit, pe de-o parte, despre lecturile de astăzi. Am văzut și Părintele Provincial Damian Pătrașcu a vorbit la cuvântul de învățătură despre viața Sfântului Paul, cumva legată de viața Părintele Anton Bișoc, întrucât, așa cum am ascultat în prima lectură, în scrisoarea către Filipeni, se potrivesc aceste cuvinte atât de bine și vieții Părintelui Anton Bișoc. Ne luăm așadar rămas bun de la dumneavoastră, de la cei de acasă care însă ați fost împreună cu noi aici la Hălăucești de la această sărbătoare, Părinte Adrian. E adevărat, Alexandra, dragi prieteni, mulțumim. Am văzut că ați dat distribuire pe pagina dumneavoastră de Facebook. Faceți-o în continuare, pentru că și cei care n-au avut parte de această sărbătoare să poată să aibă parte de emoțiile pe care le-am trăit aici. Sperăm că vi le-am împărtășit și au ajuns în casele voastre și ori de câte ori. Poate e într-adevăr și un efort pe care îl facem de a merge, de a transmite aceste celebrări, aceste evenimente. O facem pentru că vrem să vă facem părtași de ceea ce trăim noi, ceea ce vor să transmită aceste celebrări și evenimente. Am fost invitați astăzi și de Preasfințitul Petru și de toți vorbitorii de la Sfânta Liturghie, de după ce s-a celebrat Sfânta Liturghie, la a face memorie, la a ne duce cu gândul și să nu-i uităm pe înaintașii noștri. Asta am încercat să înțelegem cum cei dinaintea noastră, și am văzut aceste exemple și aceste mărturii care au fost date despre Părintele Anton Benedict Bișoc, au fost deosebite și emoționante. Am văzut pe chipurile unor credincioși din biserică lacrimi. Lacrimi, să zicem, ale unor persoane impresionate și cu siguranță acestea pot să ne ajute, exemplele pe care le-am auzit, mărturile pe care le-am auzit, să luăm și noi ceva din acestea pentru viața noastră. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în aceste ore de transmisiune în direct. Mulțumim pentru susținerea pe care ne-o oferiți prin rugăciune, dar și prin transmisiunile, prin distribuirile acestor transmisiuni și, bineînțeles, mulțumim și pentru susținerea financiară pe care ne oferiți și pentru ca aceste transmisiuni să ajungă în casele dragilor noștri prieteni și să ajungă cât mai bine și cât mai mult timp. Echipa RCS Media, așa cum vedeți și în imagine, noi suntem aici în fața camerelor, dar sunt ceilalți colegi ai noștri pe care trebuie să îi amintim acum spre finalul acestei transmisiuni. Desigur, orice transmisiune nu este făcută doar de cei pe care îi și vedeți, dar mai ales de cei pe care nu îi vedeți, dar care duc greul acestei transmisiuni, și tocmai de aceea le mulțumim colegilor noștri de la regia tehnică, lui Edi Lucaci, de la imagine și sunet, Silviu Gitaru și Gabriel Măriuț, împreună cu Silviu Dogariu astăzi, și din partea, să spunem așa, pentru grafica pe care o vedeți de fiecare dată, aceste imagini deosebite care pregătesc transmisiunile noastre, îi mulțumim și Andrei Gheț, împreună o echipă frumoasă, sperăm care să dea mai departe toate aceste sărbători frumoase la care participăm și pe care, bineînțeles,
vă invităm să le trăiți și dumneavoastră, chiar dacă de acasă. Împreună cu Alexandra Cojan și cu mine, Părintele Adrian Blăjuță, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și vă dorim o duminică frumoasă. Aici este o duminică splendidă. Sper să aveți această frumusețe și să-l aveți pe fratele soare și în casele, mai bine zis, în inimile dumneavoastră, până la o nouă întâlnire. Toate cele bune, lăudat să fie Iisus Hristos, pace și bine!